La ieșire din municipiul Suceava spre Rădăuți, sâmbătă la amiază, a avut loc o coliziune între un autoturism și o auto utilitară, din care a rezultat rănirea ușoară a 3 persoane. La fața locului au intervenit pompierii militari cu auto speciale pentru descarcerare și 2 ambulanțe SMURD, inclusiv TIM, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina-Suceava, Major Alin Găleată, ne aduce mai multe detalii despre accident. Sâmbătă, în jurul amiezii, s-a produs un accident rutier la ieșire din municipiul Suceava spre localitatea Rădăuți. În urma coliziunii dintre un autoturism și o auto-utilitară, au rezultat 3 persoane care au necesitat îngrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat pompierii militari suceveni cu auto specială pentru descarcerare și 2 ambulanțe SMURD, inclusiv terapie intensivă mobilă, dar și cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. După monitorizarea medicală, 2 dintre victime, conștiente și cooperante, ambele din autoturism, au fost transportate la unitatea de primiri urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. A 3-a victimă, șoferul autoutilitarei, după primirea îngrijirilor medicale, a refuzat transportul la unitate spitalicească.